În cadrul Consiliului Local al municipiului Câmpul Lung s-a luat hotărârea ca viceprimarul Nicolae Zaharia să-și poată angaja un consilier care să-l ajute în îndeplinirea proiectelor în care este implicat. Începând de astăzi, 12 aprilie, hotărârea a fost pusă în practică. Pe pagina sa de socializare, viceprimarul a anunțat că funcția a fost ocupată începând de astăzi de către Emilian Petruț David, care este absolvent cu studii de licență și master al Facultății de Drept și al Facultății de Arte. Acesta a urmat numeroase cursuri și programe postuniversitare, fiind acreditat ca manager de proiect, formator și specialist în inovare publică și strategii Smart City. Potrivit viceprimarului, atribuțiile consilierului vor ține de două proiecte mari, Câmpul Lung 2021, capitala scrisului românesc, și urgentarea procesului de identificare și atribuire a locurilor de parcare. Așa cum am precizat și în ședința de Consiliu Local, am spus că atunci când simt nevoia de un consilier, când avem niște proiecte care sunt proiecte ample sau avem un anumit proiect și care este într-un impas, am spus că pe o perioadă determinată o să angajez un consilier. În momentul de față, principalele atribuții pe care le are consilierul sunt legate de proiectul amplu Câmpul Lung 2021, capitala scrisului românesc. Este un proiect amplu, este un proiect și destul de dificil, pentru că vedem bine ce se întâmplă și cu această pandemie și atunci e foarte complicat să desfășoare anumite activități pe un singur scenariu. Sunt două scenarii pe care lucrăm și atunci este destul de complicat. Deci, sunt atribuții pe acest proiect amplu. O altă zonă unde va avea atribuții este cea legată de parcări și așa cum precizam și în postarea de mai devreme, recunoșteam faptul că procesul acesta de identificare și de atribuire și de încheierea contractelor nu s-a desfășurat cu acel ritm pe care eu mi l-am dorit. Este un proces greoi. Procesul acesta implică în primul rând identificarea locurilor de parcare în teren, scările de bloc care corespund zonelor respective de parcări. După aceea urmează etapa în care te întorci în teren să atribui locurile cetățenilor și ultima etapă este cea legată de încheierea contractelor. Deci nu este un proces simplu. Am văzut că suntem într-un impas, am găsit niște soluții ca aceste proiecte ca această acțiune să fie, să spunem așa, impulsionată și eu zic că vom înregistra foarte repede un progres în această zonă. Am stabilit niște sarcini foarte clare în sensul de a identifica locurile respective, de a le atribui și după aceea de a încheia contracte pentru locurile de parcare respective. Consilierul viceprimarului a fost angajat pe o perioadă de minim 5 luni cu un salariu net de 2600 de lei. Emilian Petruț David este membru al Partidului Național Liberal, asemenea tatălui său, Emilian David, care a fost membru în Consiliul Local Câmpul Lung și în prezent se regăsește pe lista consilierilor județeni din partea formațiunii PNL.